găsit! Invitata emisiunii căreia merită să-i spunem jos pălăria este o tânără puternică, ambițioasă, care știe să lucreze în echipă, are planuri mari, muncește din greu, iar rezultatele ei bucură toată România și chiar ne aduce mândria în suflet și lacrimi în ochi atunci când imnul țării este cântat și auzit la nivel mondial. Așadar, în minutele următoare vă invit la o poveste de viață din care cu siguranță avem ce învăța, mai ales din determinarea Mădălinei Bereș, campioană cu echipa la canotaj și care reprezintă țara noastră peste tot în lume. We're away in the last race of this World Championships in Romania. Wow, look, already almost taking a canvas in just the first few strokes, and it's great to see a resurgence in Romanian women's sweep rowing. Particularly, they won a fantastic gold medal in their lightweight women's double scull yesterday, but the Romanian women's eight was so strong for so long, and great to see them back here. A great rope by the British to get themselves through in second place in this at this 500 meter marker, but it is the Romanian crew currently in the lead, but we expect to see a charge come from the Kiwis as we get into the second and third quarters of the race. Wow, Romania are moving in this last quarter. They had a fast start, they've got a fast finish. There's obviously a bit of power on board there because the Kiwis are now under pressure from the Canadians. Romania look like they're going to hang on for the gold. It's neck and neck for the silver, and it is Canada who just hang on to it ahead of New Zealand, US, Great Britain and the Netherlands. What an incredible race. Yeah, she raises her hand, Ioana Vrinciniau, 23 years of age in the bow seat. Well, they're all raising their hands now. The delight of Kit Kirsten, the Canadian Cox. Well, the excitement still echoes around this lake. Disappointment too for the American supporters. Confirmation of that result, Romania taking the gold medal. The victory and what ceremony an inspired for the 2017 decision to World lead perhaps Championship one of the best ever women's eight races to the final event of this event on the wonderful Nathan Benson Park here in Sarasota. As we Romania. See in the center of your picture, the crew from Romania. Romania. Represented a beautiful by row, well judged Ioana Vrincianu. 23-year-old Ioana Vrincianu takes a medal from John Viviana Iuliana Beinariu. Viviana Iuliana Beinariu in the two seats. Mihaela Petrila. These women won in Lucerne. Mihaela Petrila, 26 years of age, Iuliana one of the older Popa. Women in the boat. One again here to Iuliana Popa, Madalina just 21 Beres. Years of age. Experience of Beresh. We normally Denisa see her in the Tilbescu. Pair, but Madalina Beresh has won gold here in the women's eight. Denisa Tivulescu, another 21-year-old. Well, here's a veteran back from Laura 2012. Oprea. Adelina Bogus back on top of world rowing in the seventh seat. Laura and Daniela Dudrunchea. Another familiar face from the pair. And here, the 26-year-old diminutive figure of Daniela Dudrunchea in the coxed seat. A fantastic and fitting end to a brilliant World Championships, and for the second time here on the Nathan Benderson Lake, we will hear the national anthem of Romania. Ladies and gentlemen, the national anthem of Romania. Bun găsit și mulțumesc că ai acceptat invitația de a vorbi despre tine, despre munca ta, despre planurile tale. Bună ziua, mă bucur că mă aflu aici.
Ești recent întoarsă din America, de la campionatul mondial de canotaj, de unde ai reușit împreună cu echipa să fiți campioane mondiale la canotaj. Cum e acest titlu pentru tine? Cum te simți? Acest titlu este aproape la fel de important ca și medalia de anul trecut de la Olimpiadă. Ne bucurăm că ne menținem în top, chiar pe primul loc, și ne dorim ca acest ciclu olimpic să fie la fel de bun. Ce înseamnă această medalie pentru tine? Acum ne-ai spus așa, pentru țară, pentru România, pentru echipă, dar pentru tine acest titlu, această medalie? Acest titlu nu l-aveam în palmares, mi l-am dorit foarte mult, bineînțeles, și înseamnă încă un țel îndeplinit pentru mine. Dar așa, ca să te cunoască lumea mai bine, eu te-am descris așa în mare, spune-ne câteva cuvinte despre tine. De unde ești, de unde vii, câți ani ai, cu ce te ocupi și cum te-ai descrie tu în câteva cuvinte? Care ar fi cuvintele ce te descriu pe tine cel mai bine? Mă numesc Bereș Mădălina, cum ați spus. Am 24 de ani, sunt din Măgoșești, Siret. Sunt în cantonament la lotul olimpic de canotaj în București, Snagov. Ce mă descrie pe mine? Perseverența, dorința de a-și îndeplini scopul. Cred că sunt o fire amuzantă, deschisă. Cum a fost copilăria ta și cum de-ai ajuns din zona Pașcaniului, dintr-o comună, să faci cunoscut numele României la nivel mondial? Așadar, să mergem în anii copilăriei tale, să vedem cum a fost copilăria ta. Mai am o soră, Amalia, care și ea calcă pe urmele mele. Antrenori în fiecare an, fac selecții în comune, în toată zona Moldovei și nu numai, în toată țara. Și așa am fost selecționată de doamna Mariana Maliș, am făcut la Orșova junioratul 4 ani, iar apoi restul anilor la Snagov. Câți ani aveai când te-a luat de aici? 14 ani, la vârsta de 14 ani. În primii ani de școală i-ai făcut în Pașcani sau în Măgoșești? În Măgoșești, da. În Măgoșești-Siret, apoi liceul la Orșova, iar apoi la Snagov. Cum a ajuns să te selecteze? Bănuiesc că sunt niște criterii după care ai fost selectată. Ce ai avut de te aleși pe tine? Da, într-adevăr, sunt anumiți parametri, probabil că înălțimea, și apoi ne-am dezvoltat decursul acestor ani și celelalte calități fizice și motrice și tot. Păi la 14 ani ce înălțime aveai? 1,73 și 49 de kilograme. Eram foarte slabă. Tu ai vrut să mergi sau a fost ceva așa să descoperi? Cum ai decis tu să mergi mai departe și să continui pe drumul ăsta? Totul a început cu o joacă. Doamna antrenoare ne-a dat o carte de vizită, ne-a zis dacă dorim să luăm legătura cu ea și chiar ironia a fost că am pus cartea de vizită în cartea de matematică, i-am dat-o unei colegi, am pierdut-o și abia apoi, când mi-a înapoiat cartea, am găsit-o după lună de zile și am zis, mă gândeam, chiar o fi târziu să o mai sun pe doamna antrenoare, dar am luat legătura cu ea și am ajuns la Orșova, unde mi-a plăcut, la început, bineînțeles, tot a... Exact, care a fost impactul când ai ajuns acolo? Ce probe ai dat, anumite probe? Nu s-au dat anumite probe, nu. Acolo ne-am dezvoltat calitățile fizice specifice acestui sport. La început a fost ca o joacă, cu not, cu alergare, cu ușor. Și apoi, treptat, trecând și de la un nivel la altul, a fost mai greu, mai serioasă treabă, dar mi-a plăcut și de aceea am și continuat. Acolo erau adunate mai multe fete cam din toată țara, nu? Da, într-adevăr, din toate regiunile țării erau mai multe fete. Cum au fost anii de liceu? Cum ai trecut prin acești ani de liceu? Sau cum arată o zi de cantonament atunci, în perioada când aveai tu 14-15 ani? Era foarte încărcată. Știu că dimineața la ora 7:30 aveam antrenament, prima antrenament de dimineață. Cam pe la ora 10 mergeam la școală. De la 10 până la 2-3 aveam orele. Și de la 4:30 era și antrenament până la ora 6-7. Iar de la ora 7 aveam ora de învățat în care ne făceam temele. Bineînțeles și mesele între aceste antrenamente. Era ziua plină. Foarte plină, da, foarte încărcată. Și pe apă nu ți-a fost frică când ați făcut primul antrenament acolo? Nu mi-a fost frică de apă. Bineînțeles că întâi am învățat să nutăm, dar nu mi-a fost frică de apă și cred că de aceea mi-a și plăcut sportul ăsta. Cum ai văzut munca acolo, efectivă, când au trebuit să faceți antrenamentele riguros? La început, cum v-am zis, e ca o joacă și apoi, ușor,
pentru că tendința noastră ca și sportivi este să concurăm cu noi, îți dorești să fii mai bun, mai bun și nu ți se pare atât de greu când, să zicem, tragi din greu ca să ajungi mai sus. Când au venit primele participări la competiții și primele medalii, titluri? La juniori am avut participări la mondiale, dar nu am avut medalii. Apoi la tineret am avut prima mea medalie, primul meu titlu de campioană mondială, în doi fără cu Mihaela Petrila. Și apoi la seniori, anul trecut cu Oprea Laura în doi fără și în opt, tot la Olimpiadă, și anul acesta la mondiale. Te gândeai că ai să ajungi, că ai să faci parte cumva din sportivii de elită ai țării, ai României? Îmi doream foarte mult, vă dați seama, când vedeam celelalte fete din lotul olimpic și mi-am și dorit foarte mult. Da, mă gândeam pentru că îmi doream și foarte mult și m-am gândit că o să reușesc să ajung acolo. Ce alte avantaje îți oferă acest sport pe care îl practici? Te dezvolți foarte mult mental, pentru că ai nevoie de un psihic foarte bun. Și nu numai, pe viitor, după ce reușim să scoatem asemenea rezultate, sunt și celelalte beneficii. Te invit din nou în copilărie, da? Cum erai tu ca și copil, ca prichindel? Mi-a plăcut să joc handbal, chiar mai jucam și cu băieții fotbal. Activă, nu știu, mi-a și plăcut să învăț. Cred că aș fi mers la școala militară dacă nu aș fi continuat cu sportul. Deci tot îți place să fii așa pe stilul de antrenament, să fii, să ai un program foarte bine pus la punct în fiecare zi, nu? Da, cum v-am spus, eram o fire energică. Așa, sora ta, tu ești mai mare decât ea? Sunt mai mare cu 4 ani ca ea. Așa, ea cum de te urmează tot pe partea de sport? A venit la mine când am făcut 18 ani la Orșova cu mama și a văzut-o antrenoarea. Mi-a zis dacă vrea să încerce și ea. Ea a venit apoi acasă, mă tot întreba oare să vin, oare să vin. I-am zis să încerce și a încercat și a rămas și ea. A reușit să participe, să aibă rezultate? Are și anul acesta la tineret, a venit pe 2 la europene. Echipa, da? Da, în barca de 8 plus 1 și ea. Familia ta ce spune despre tine, despre sora ta, despre rezultate? Bănuiesc că la început erau cumva supărați că ai plecat de lângă ei, nu? Le-a fost greu când a plecat de lângă ei. Mai mult mama, cum sunt mamele, mai mămoase, mai... Dar... Tu te-ai bucurat că ai plecat de acasă sau...? Nu, mi-a fost foarte greu. Știu că plângeam în fiecare zi de... Nu știu, mi-era dor de ei, mi-era dor de sora mea, n-am fost niciodată despărțite, dar ușor, ușor... M-am integrat în colectivul de acolo și am fost și acolo ca o familie, toți de aceeași vârstă, diferențe foarte mici de ani între noi și m-am adaptat colectivului acolo, mi-a plăcut. Care a fost cea mai grea competiție la care ai participat? Bineînțeles că Olimpiada a fost cea mai grea competiție. A fost cumva și presiune de titlu, de că mergeți la Olimpiadă? A fost și presiunea concursului. Și faptul că am participat în două probe, în doi fără și în 8 plus 1, a pus o altă urmă asupra noastră, ca să zic. Câtă muncă este, câtă muncă depuneți, depui tu pentru a câștiga o medalie? Pentru că noi cumva ne bucurăm, trăim intens minutele acelea cât sunteți voi în concurs și ne bucurăm că ați câștigat medalie sau mai puțin dacă nu este, știi cum se întâmplă. Dar câtă muncă, câte luni, câți ani sunt în spatele unei medalii? De exemplu, anul acesta am stat în cantonament 10 luni. 10 luni în cantonament, foarte mult pentru noi și a fost un an lung, mai lung ca de obicei, s-a terminat foarte târziu. Am avut cam 13 antrenamente pe săptămână. A fost un an mai greu decât celălalt, aș putea spune, deși celălalt a fost un an olimpic. 2 antrenamente pe zi, dimineața ne trezim la 6:30, la 8 avem primul antrenament. În ce constă acel antrenament? Ieșim pe apă și facem kilometri pe apă, uslit. În jur de 20-24 de kilometri. După masa, la 3:30, avem antrenamentul de forță, specific vâslitului nostru. La ora 5 ieșim din nou pe apă, în jur iarăși de 20-24 de kilometri. Asta indiferent de vreme, indiferent de starea voastră, da, psihică și da, morală. Exact. Iar când condițiile pe apă nu le permit, facem în sală. Avem aparatură specifică vâslitului. Aveam 2 antrenamente
cu trei antrenamente cu un liber, adică făceam o zi plină cu jumătate de zi liberă, o zi plină cu jumătate de zi liberă. N-am avut anul acesta weekend-uri, ca să zic, a fost un an dintr-o bucată. Și timpul acel liber, cum îl petreci? Pentru a ne reface. Masaj sau și tot felul de proceduri specifice refacerii. Spune-mi, care este idolul tău în acest sport? Bineînțeles că ca orice sportiv țintim către cele mai înalte performanțe ale persoanei care a făcut acest sport, Elisabeta Lipă, doamna Elisabeta Lipă. O apreciez mult pentru ce a făcut și văzând cât e de greu să obții rezultatele, cu atât mai mult. Ce planuri ai de viitor, mai ales privind cariera? Câți ani crezi că mai poți trage pentru medalii? Îmi doresc să ajung la Olimpiada de la Tokyo, bineînțeles dacă sunt sănătoasă și îmi doresc să am la fel de bună rezultate ca și până acum. Aha, deci în următorii câți ani te mai vedem? Următorii 3 ani. Cel puțin următorii 3 ani. Privind ultimul campionat din America, la premiere v-am văzut, erați aproape leșinate. Care a fost sentimentul știind că ați luat medalie și care a fost sentimentul atunci când a cântat imnul României? Mi-a fost foarte rău după cursa aceasta, mai rău ca niciodată. De obicei reușesc să-mi stăpânesc stările, dar acum mi-a fost mult mai rău. Dar nu am mai cântat pentru că atunci când am cântat imnul, parcă au trecut toate, nu știu, ne-am simțit împlinite pentru munca care am depus-o pe tot parcursul anului. Câte medalii ai? Naționale, nu știu exact să vă zic, cred că 40-50 de medalii, iar internaționale, cred că în jur de 10, cam așa. Ce sfaturi ai da tinerilor care ar vrea să urmeze o carieră sau nu sunt deciși, că ar vrea să facă ceva, uite, la vârsta de 14-15 ani? Să încerce, chiar și dacă pare o joacă la început, cum a părut și pentru mine, nu se știe niciodată din ce copii se pot naște campioni. Se mai fac, nu? Recrutări din... Da, se mai fac și acum, bineînțeles, în fiecare an selecții pentru copii. Te invit în următoarele minute la un interviu altfel. Eu îți zic un cuvânt sau încep o propoziție și tu o continui cum simți în momentul acesta, da? Sunt... fericită! Săptămâna aceasta m-a uimit la televizor sau pe stradă. Ai văzut ceva deosebit, așa care să, știu eu, să te inspire sau să te uimească? Să... Oamenii sunt foarte calzi, zic, unii. Unii oameni sunt foarte calzi. Plăcerea mea vinovată este... să mănânc ciocolată. Vă dă voie să mănânc ciocolată sau cu atât mai mult, nu? Că vă dă energie. Avem voie, cum să nu? Da. Nu ne interzice. Cel mai interesant aspect a ceea ce fac este... că reușesc să mă mențin acolo unde îmi doresc să fiu. Cel mai mult respect... oamenii care muncesc. Aș prefera să... să pot continua să fac acest sport până la Olimpiadă. Primii bani câștigați am cheltuit pe... un lănțișor de aur. Mama este... totul pentru mine, bineînțeles. Dacă de mâine mi-aș schimba meseria sau ceea ce faci tu, m-aș apuca de... mi-ar place să lucrez în poliție. După ce ai terminat liceul, ai făcut o facultate? Da, dar de sport. Facultatea de sport. Am înțeles. Când spun copilărie, mă gândesc la... la handbal, la fotbal cu copiii. Lumea ideală pentru mine ar fi dacă... dacă aș putea să am familia lângă mine. Tot timpul, da. Nu? Părinții te însoțesc atunci când tu mergi în... Nu. Doar la campionatele în țară, unde avem naționale. Le stau și ei emoționați la televizor sau până așteaptă să-i sun tu, nu? Da. Urmăresc online competițiile mele internaționale. Locul meu preferat este... cred că acasă, în camera mea de acasă. Cât timp petreci acolo? Cam o lună, o lună pe an. Cam așa, o lună și un pic pe an. Cel mai frumos compliment primit a fost? Că am reușit să le demonstrez persoanelor care nu credeau că pot să fac. Cam ăsta ar fi fost cel mai frumos. Dacă aș câștiga la loto, aș cheltui banii pe...
Mi-ar place să pot ajuta oamenii care sunt neajutorați. Cel mai mândră am fost? Când am reușit să obțin medalia la Olimpiadă. Ultima oară am plâns? De bucurie, la mondiale. Viața e prea scurtă ca să nu... Ca să nu încercăm să ne bucurăm de fiecare clipă. Ce personalitate contemporană admir cel mai mult? Îmi place foarte mult Marian Răgulescu, pentru că încă continuă cu gimnastica și e foarte, foarte perseverent și el în ceea ce face și foarte talentat. Cum vezi tu fericirea? Când te simți tu cel mai fericit? Fericirea e atunci când reușești să-ți împlinești visele. De exemplu, să ajungi chiar pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Ai defecte? Cred că toată lumea are defecte. Nu știu care ar putea fi defectul meu. Uneori poate că mi-a zis o colegă că vorbesc prea mult. Cred că și asta poate considera un defect. Tu ce defecte suporți la cei care sunt în preajma ta? Dacă lucrez într-o echipă, trebuie să tolerez cam toate defectele care le are acea echipă sau persoanele. De obicei, cam orice cred că pot tolera. Ce extravaganță ai? Nu știu, la călătorii, la bijuterii, la mașini, la... Cred că am o slăbiciune pentru papuci. Toată lumea are pantofi, papuci, orice. Orice în asta. Am foarte mult și tot mai îmi cumpăr. Ai apucat să-i porți pe toți sau încă i-ai acolo în cutie? Nu pe toți. Mai am în cutie, bineînțeles. În ce situații ești nevoită să minți? Nu prea îmi place să mint. Și cred că aș face doar dacă ar fi pentru binele cuiva. Dacă aș ști că l-ajut, dacă aș face asta, deși e puțin probabil. Te-ai gândit vreodată să renunți? Efectiv, ai zis, nu mai pot, nu mai vreau, vreau să fac altceva de azi înainte. Mai ai momente când nu-ți ies antrenamentele sau pur și simplu simți că nu mai poți, dar continui sau, în cazul meu, când am momente de acestea, prietenul meu mă ajută foarte mult. Și fiind și el în cantonament cu mine acolo și făcând acel sport la același nivel ca și mine, știe ce să-mi spună să mă mobilizez de când am momente de genul acesta. Dacă ar fi să schimb ceva la tine, ce ar fi? Poate să fiu puțin mai îndrăzneață. Care consider că a fost cea mai, știu, cel mai nefericit moment din viața ta? Cel mai nefericit? Atunci când pierzi persoanele dragi, cum ar fi bunici și cei apropiați. La majoritatea competițiilor sunt, pe lângă fotografiile de pe podium, sunt fotografii și cu palmele voastre. Cum arată palma ta acum, la câteva săptămâni după cam ce... Cam tot la fel arată. Arată spre cameră, deci asta e... Așa arată mâna unui campion. Da. Așa sunt permanente palmele? Nu, se fac normale, adică, dar dacă continui să practici acest sport, bineînțeles că n-am cum să fie altfel. Prima oară când ai făcut bătături în mână de la sport, cum ai reacționat? Au durut, bineînțeles, cum să nu doară, dar cu timpii s-au bătătorit și acum nu mai am probleme. În fața cui ai spune jos pălăria? În fața colegii mele de barcă, care am tras cu ea doi fără, pentru că știu că are probleme de sănătate și totuși s-a chinuit foarte mult și a fost alături de mine când am avut nevoie de ea. Ok, acesta a fost interviul. Mulțumesc că ai acceptat invitația. Cu plăcere. Nici nu știu cum să încheie acest interviu. Cert este că doar cu multă muncă ne putem bucura de victorie. Copii sau adulți, luați de bun această poveste de viață și de ce nu, aștept de la voi să fiți un exemplu prin ceea ce veți face în viață. Aceasta a fost emisiunea și vă aștept în fiecare sfârșit de săptămână, vineri de la orele 19:30, cu reluare duminică la amiază de la orele 15:30, să descoperim oameni frumoși care fac și lasă ceva în urma lor. Nu uitați că interviul îl găsiți online pe canalul de YouTube BTV sau pe pagina de Facebook a emisiunii Jos Pălăria. Toate bune!